Mulțumesc mult. Merge la toată lumea? Da, da. Cum e să începeți 2020 cu o victorie în primul meci oficial? Păi e foarte frumos. Dar în primul rând e important că am jucat fotbal bun. Cred că și fanii au plăcut și asta e cea mai important. Te așteptai să vă iasă atât de bine? Dar nu joc fotbal dacă nu aștept. Vreau să fie mereu așa bine, dar am făcut pregătire foarte bună și am pregătit niște situații și șeme, să zicem așa, de la dușă și a fost mai ușor să jucăm. Nu prea s-a văzut așa lipsa lui Dan Nistor. Dar până când o să vorbim despre el, el a fost un foarte important jucător în prima parte de campionat, acum a plecat și mergem mai departe, nu trebuie să gândim mereu ce a fost înainte și cum a fost, cine a fost. Important e că am jucat bine toți astăzi. Dar șansele cu Astra s-a văzut? Tu o cunoști bine pe Astra. Da, cunosc, da, dar cum am zis mereu, eu sunt focus cu echipa mea. Nu mă interesează cu cine joc și cum joc ei, cine lipsește la ei. Fiecare dintre ei au buni jucători, Fătaie e bun jucător care a intrat locul lui. Nu trebuie să vorbim despre cine nu a fost aici astăzi. Ce crezi șansele acum pentru play-off? Meci după meci, mai avem 3 etape și avem și nevoie de alte rezultate, dar dacă jucam așa și câștigam, normal, speram, de ce nu? Vă așteptați la meciul cu FCSB să fie stadionul lui Dinamo plin? Așteptam fiecare meci, dar dacă joci bine, dacă câștigi, fiecare om vine cu plăcere la stadion. E bine că se joacă aici? Oriunde e bine. Noi jucăm acasă aici, aici suntem noi și o să fie bine. Deci nu preferai să joci pe arena națională? Mi-e indiferent. Merg, jucam. Fanii o să vină oriunde. Poate mai bune condiții sunt la arena națională, dar aici suntem acasă. Cum te simți când fanii ți-au plătit salariul din noiembrie? Nu știu dacă ei au plătit, ei au cumpărat 10% decât știu eu. Normal, cu asta au ajutat probabil la club să dau salariul la noi. Le spui și prietenilor tăi să-și facă cardul? Spun la oricine care e fan și care ține cu Dinamo să intre în program. Mulțumim!